Peste 200 de localnici sunt așteptați duminică în fața primăriei din Peștișani la o adunare organizată de un consilier local. Oamenii sunt nemulțumiți de alimentarea cu apa comună și vor să-i spună edilului șef problemele cu care se confruntă comunitatea. Florin Pavel va merge în fața mulțimii să explice oamenilor cum s-a creat, după părerea lui, falsa problemă a apei. Situația cea mai acută a cetățenilor din comună este problema alimentării cu apă. Pe perioada verii, cetățenii nu au apă pe conducta de alimentare. Am stabilit odată pentru această problemă. La această adunare se vor pune în dezbatere și alte probleme ale comunei care, bine, cetățenii au nemulțumit sau au alte neajunsuri. Printre probleme este și problema apei sau falsa problema apei. Cum pot eu să o numesc. De ce este o falsă problemă? Este o falsă problemă. Problema se va reglementa pentru că cetățenii din comuna Peștișani confundă sistemul de distribuție al apei potabile cu un sistem de irigații. Mai mult decât atât, edilul s-a gândit și ce măsuri va lua pentru a rezolva această problemă. Acum este prin proces de contorizare, deci sunt montate 800 și ceva de apometre din totalul de 1200 de abonați. Și până acum a fost sistemul paușal cu 6 lei pe lună, deci la 6 lei pe lună își permiteau să consume cât vor. Așa? După care se va trece la facturare, citire și să vedem la cât o să le convină să plătească câteva milioane pe lună pe apă. Adunarea va avea loc duminică la ora 11.